Klaus Iohannis a lăsat azi de înțeles că nu o vrea pe Adina Florea la DNA, în special pentru că avizul de la CSM este unul negativ. Scenariul este similar cu cel din 2009, când Codruța Chioveși era propusă la parchetul general cu aviz negativ. Spre deosebire de Traian Băsescu, Iohannis poate refuza o singură dată. Polițiștii, sub îndrumarea procurorilor, au pus la sechestru asigurator asupra 16 bunuri imobile în valoare totală de peste 41 de milioane de lei. Sechestrul a fost pus în dosarul în care Carmen Adamescu este acuzată de delapidare. Președintele Comisiei Parlamentare de Control al Activității SRI, Claudiu Manda, a declarat azi că membrii Comisiei lucrează la un raport parțial despre relația dintre Serviciul Secret și ANI, activitatea fostului director SRI George Maior, culoarul din justiție și petreceri. Președintele american Donald Trump a somat administrația mexicană să oprească afluxul de imigranți latinoamericani. Trump avertizează că, în caz contrar, va mobiliza armata SUA pentru a închide frontiera cu Mexicul. Iar unul dintre cei 15 suspecți în cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, care a dispărut la 2 octombrie după ce a intrat în consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, a murit într-un accident de mașină. Khashoggi a fost un colaborator al cotidianului Washington Post, unde a scris articole de opinie critice față de prințul coroanei saudite. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.